L-a luat o groază și o frică de ceea ce se petrecea acolo în inima iadului, încât la un moment dat lui s-a părut că a trecut sute de ani și a zis, nu pot îngerii și Dumnezeu să mintă, dar de data aceasta sunt total dezamăgit că un înger al lui Dumnezeu a putut să mă întindă o asemenea cursă, să-mi spună că voi sta 3 ore în iad și eu să stau atâta timp nenumărat și nelimitat în munca aceasta adâncă a iadului. Pe când era mai deznădăjduit și mai descurajat, apare îngerul și îl întreabă, ce faci, frate, suflete? Ești supărat? Ești mulțumit? Îngerea lui Dumnezeu, cum ai putut să minți și să mă ții aici atâta timp când convenția noastră a fost să stau doar 3 ore? Hotărăște-te, părinte. Ai spus că vrei 3 ore la iad. Au trecut abia 3 minute. Și atunci sufletul acela îi spune, du-mă pe pământ să zac până la a doua venire a lui Hristos, dar nu mă mai aduce în această muncă pentru că nu pot să suport. Un alt om care a avut contact cu iadul, tot un călugăr îmbunătățit, a văzut o rudă de-a lui în iad, noaptea în vis, s-a trezit, s-a rugat la Dumnezeu și a spus așa, Doamne, îngăduie-mi să fac rugăciune pentru cel apropiat al meu, pentru că nu pot să suport să-l văd în stricăciune. Și a auzit glasul de la înger care i-a spus, roagă-te că îți voi da semnul potrivit când vei putea să-l scoți din iad. Într-o noapte, pe când se ruga adânc, în rugăciunea lui de miezul nopții, apare îngerul și îi spune, acum Dumnezeu vrea să te ia la râul de foc a iadului, să-ți culegi de acolo ruda, ce era mamă, mătușă, frate, soră, era o persoană dragă lui. Și i-a spus, a zis, Dumnezeu să-ți poruncesc să stai pe malul râului de foc și când îi vei vedea capul, să apuci de cap și să-l tragi pe mal. Că Dumnezeu va îngădui, Dumnezeu va îngădui să nu te vatem de focul iadului. Focul iadului conservă, nu topește, ca aurul întopitoare. Deci aurul, cu cât îl ții mai mult în foc, cu atâta strălucește mai mult. Așa e și focul iadului. Ăla nu e un foc al răzbunării, ci un foc al transformării. Și o să întrebați ce transformă. Transformă nesimțirea în mustrare de cuget, transformă lenea într-o muncă asiduă, transformă, spun eu un termen, adormirea conștiinței într-un vierme neadormit și transformă nepăsarea într-o seriozitate înfiorătoare. Deci cei din iad suferă că știu că există Dumnezeu și ei nu mai pot avea parte de El, nu suferă că acolo te frige ca pe pește în făină de porumb când faci mâncare, nu. E un foc al trezirii lăuntrice a firii căzute. Maximovici spune aceasta. Și cum să uită călugărul acolo, își vede ruda și o apucă de cap și o trage pe mal din iezărul de foc. Se trezește dimineața și spre nefericirea lui și a celor din jur, atât de urât era mirosul în mănăstire că toți erau în stare de leșin. Acel miros nesuferit a început să nu-l poată suferi nici el. Și a zis, Doamne, ce am făcut? N-ai făcut nimic. Din poruncă divină să iei un cerșaf alb și să-ți învelești mâna, că nu va mai mirosi. Și când și-a învelit călugărul mâna, a încetat acel miros urât din mănăstire și s-au trezit toți la normalitate, adică respirau și existau normal. Și el întreabă, zice, Doamne, dar asta e o pedeapsă? Nu, nu e o pedeapsă. E un semn că atunci când cei din jurul tău vei vedea că nu fac voia mea, să dezvelești câte un pic acea mână, să le vină mirosul de iad, să-și aducă aminte ce înseamnă muncile. Și spune,
că în mănăstirea respectivă călugării devenise atât de râvnitori și devenise atât de lucrători și devenise atât de chivirnisitori a tainelor lui Dumnezeu, deci mie îmi vine să zâmbesc când vă povestesc, pentru că mă gândesc în mintea dumneavoastră ce transformări să petrec de genul. Părintele ne spune povești de Petre Ispirescu sau ne ține predică. Nu, sunt realități spirituale din cărțile de spiritualitate și descoperiri dumnezeiești legat de ceea ce înseamnă moartea. Noi avem astăzi un om care s-a întors din moarte la viață. Sufletul a venit în el. Stăpânul vieții a poruncit sufletului să se întoarcă de unde a plecat. Și spune că atât de râvnitori erau călugării în rugăciunea lor, încât dracii zburau pe sus, pe deasupra mănăstirii, să vină să aducă ispite. Și așa de fierbinte era rugăciunea că li se topeau aripile și cădeau acolo în mănăstire și se ardeau de smerenia și de rugăciunea bisericii și se topeau și se făceau nevăzuți. Ei, cine nu și-ar dori o asemenea rugăciune, mai ales când noi venim și spunem de multe ori, Părinte, mă rog și nu simt bucuria, mă rog și simt frământarea, mă rog și mă simt muncit, mă rog și nu am liniște, mă rog și simt că ceva mă apasă, mă rog și simt că nu am stare. Ei, vedeți, asta arată slăbiciunea din rugăciune și nelucrare. Femeia aceasta din Evanghelia noastră plânge cu atâta foc încât îl moaie pe Dumnezeu. Pur și simplu spune, i s-a făcut milă. Ei, când vorbim de mila lui Dumnezeu, nu o raportăm ca mila vecinului, a mamei, a tatălui sau a fratelui. Din mila lui Dumnezeu, pământul se învârte. Din mila lui Dumnezeu răsare soarele. Din mila lui Dumnezeu pământul are viață, rodește și ne hrănește. Din mila lui Dumnezeu se conservă speciile. Din mila lui Dumnezeu noi oamenii ne bucurăm de oxigenul cu care trăim și respirăm. Din mila lui Dumnezeu vedem lumina soarelui. Din mila lui Dumnezeu ne naștem perfecți. Și vom spune, da, este informația genetică. Această informație genetică a primit cod și pornire de la cel ce a zis să-l facem pe om, nu la hazard, din bing-bang, cum spune teoria, și nici din evoluție, ci să-l facem după chipul și asemănarea noastră. Perfecțiunea umană reprezintă perfecțiunea frumuseții dumnezeiești. Și dacă omul căzut este interesant, în momentul când te uiți la un fotomodel sau la o fotomodeală și spui, vai ce om frumos, vai ce fată frumoasă, vai ce chip plăcut și te impresionează, oare cât de frumos arată un sfânt în strălucirea și în slava lui, sau cât de frumos arată Dumnezeu în strălucirea și în vârtutea și în splendoarea lui de Dumnezeu. Și ați să întrebați ce tangență are asta cu predicare. Omul frumos și lăuntric este și frumos sufletește, iar omul frumos sufletește, odihnește pe toți cei din jurul lui. Așa ne odihnește pe noi natura din mila lui Dumnezeu. Așa ne odihnește pe noi cerul înstelat din mila lui Dumnezeu. Așa ne odihnește pe noi florile și pajiștile și munții. De ce fug oamenii și ies din ceea ce au construit ei, din spațiul lor strâmt, cu LED-uri, cu televizor, cu frigider, cu mașină scumpă, cu butoane, cu contacte, cu senzori? De ce fug în mijlocul naturii și simt nevoia să stea sub copac? Pentru că au tangență cu Cel ce le-a creat pe toate. Se duc în ambientul creației lor. Se duc acolo unde au fost numiți regi și stăpâni. Și îl întrebi, unde vă duceți? Păi mergem la munte că sunt peisaje frumoase. Și ce faceți? Păi ne întindem cort undeva într-un loc și stăm acolo să ne bucurăm de natură. Oare de ce trebuie să ajungă natura să fie o peliculă cinematografică senzitivă, pozitiv, nouă, atâta timp cât noi ne-am creat atâtea filme de specialitate? De ce să nu stai cu telecomanda în mână la televizor? De ce să privești natura?
pentru că ai venit din mijlocul ei și de acolo ți-ai luat ființa din pământul din care este plămădită toată materia. Ei, acest tânăr, spune aici Evanghelie, eu n-am vrut să merg pe Evanghelie, ar fi fost să vă repet încă o dată, spune așa, apropiindu-se, deci apropierea lui Hristos de noi se face prin multiple semne, cum v-am spus, prin botez odată, prin mirungere odată, prin Euharistie odată, prin cele șapte taine odată, dar se mai face și prin cunoaștere, prin descoperire, prin pricepere, prin voință și prin lucrare. Asta este forma în care Dumnezeu se apropie de noi. Cumulându-le vom vorbi de rugăciune, convorbirea cu Dumnezeu. Vom vorbi de fapta bună, asemănarea cu Dumnezeu, prin iubire. Însuși noi, ca oameni, ne facem fii și Dumnezeia celui preanalt. După cum spune și psalmistul în psalm, toți sunteți Dumnezei și fiei celui preanalt, dar voi ca unul din boieri cădeți, adică ca dracul care a fost înger luminat, s-a răzvrătit și a căzut. Spune mai departe, s-a atins de sicriu. Acum stau și mă întreb, de ce vorbește că s-a atins de sicriu? Când noi știm prea bine că evreii nu se îngroapă în sicriu, se pun într-un cerșaf alb și se pun în, acolo, în cripta respectivă, în mormântul acela, unde se toarnă miresmele și se sigilează cu o piatră, cu o lespede și el rămâne om acolo, se stafidește, scade, se usucă și rămâne, se transformă. Sicriu este acesta, îl vedeți? Casa sufletului, trupul nostru. Acela este sicriul care duce sufletul spre groapă, că sufletul nu rămâne în groapă, ajunge în fața gropii, îl vede pe trup când intră în groapă, îl sărută, groapa se pecetluiește și el pleacă la Dumnezeu. De acolo, de unde și-a luat ființă, spune rugăciunea de dezlegare, iar pentru trup spune să se desfacă din ceea ce a fost alcătuit. Adică din pământ, din elementele chimice și naturale ale pământului. La câți oameni s-au născut pe pământ, noi ar trebui să fim la câteva mii de metri sub nivelul mării. Dar noi ce facem? Noi nici nu creștem, nici nu ne îngreuiem, nici nu ne înălțăm, nici nu scădem. Noi suntem permanent în starea de transformare. Vrând nevrând, tot intrăm sub pământ, adică menținem linia. Noi dăm cota zero, cum se spune. De la noi în jos, la 2 metri, stau toți. El, acel azimut, punctul de la care se pleacă, cine-i tâmplar știe, pui furtunul cu apă și dai o cotă și de acolo iei înălțimea ca să-ți iasă planul perfect. Ei, acest plan al pământului, de la cota zero, ce înseamnă firul ierbii, la 2 metri jos stăm noi. Dar pământul nu se înalță, este același. Că noi ne absorbim și alții absorb din el să se hrănească. Noi ne absorbim în pământ, alții mănâncă de deasupra. Noi transformăm de desubt și iarăși lăsăm materia primă pentru alții care vin. De ce spune că trebuie să ne întoarcem în pământul din care am fost luați? Ca să arătăm cosmologia materiei și a liturghiei universale în care stelele ne cântă slujba înmormântării, cum spune și poezia Mioriței,